Bine v-am regăsit! Astăzi, la Rețeaua de Idoli, suntem, ca de obicei, în vizită la cineva. La cineva pe care o să-l recunoașteți foarte simplu dacă vă ofer o secvență din Arhiva Televiziunii Române și un pic mai complicat dacă vi-l arăt. E gazda noastră de astăzi, se ascunde după niște ochelari și tot ce pot să vă spun de la început este că nu prea-i place să râdă. E o treabă urâtă să grăbim viața. O lipsiți de cele două elemente care o salvează. Distracția și lenea. E foarte serios și cred că a luat viața în serios de când a plecat să dea admitere la teatru. Am văzut că ați plecat cu Zdreanța lui Arghezi. Domnule Ogășanu, chiar așa n-ați găsit alt text? Am avut probleme când am spus-o. Pare simplu, dar am avut niște emoții când am spus-o în fața comisiei la IATC-ul de atunci. Îmi tremura un picior atât de tare și vroiam să mă stăpânesc. Zic, dar de ce îmi tremur? Că în viața mea n-am pățit așa ceva. Și cu cât încercam să mă stăpânesc, cu atât tremura și mai tare. Și comisia mi-a spus, zice, stai, oprește-te, stai jos pe scaun. Bea un pahar cu apă și mai spui din nou. Și așa a și fost și acolo în sală erau numai ochelari și după aceea ochelari, cum am spus, era Costache Antoniu, Radu Beligan, Jur Cazavan, mare actor și regizor ai Teatrului Românesc. Cum să nu fie emoționat când știi cine e acolo în sală? Iar dumneavoastră, un băiat născut la Turnul Severin, care era cumva la distanță de ce însemna lumea așa, teatrală adevărată, așa, care se întâmpla mai ales la București și în câteva orașe mari. Da, da, născut da. În iunie, da? 1940. Da. Ați numărat vreodată cam câte pagini de texte ați învățat? Textele nu se învață. Nu? Nu, textele se topesc în tine odată cu rolul. Eu și acum le știu. Nu le uit. Textele nu se uită. Cel mai greu lucru în teatru, spunea maestru Ștefan Ciobotărașu, e să uiți. Și nu înțelegeam atunci de ce, la începutul profesiei. Textele se pregătesc odată cu rolul. Dacă, de exemplu, iei un spectacol, îl reiei după 6 ani, textul nu-l mai știi exact decât în momentul în care faci mișcarea. Zici, a, eu textul ăsta îl spuneam când stăteam pe scaun. Deci e legat de mișcare, el așa se fixează în repetițiile care au loc pe parcursul unei luni, două luni, trei luni, bine, un an. Bine, revenind, cred că ați topit mii de pagini de texte. Da, sunt topite, da. Unele încă le mai am aici, mai mă uit pe ele din vechile texte care le mai am pentru că mai pregăteam studenții la facultate și le mai dădeam materiale să studieze. Memoria televiziunii, a peliculei v-a reținut ca un personaj filiform, înalt. Da. Cu o figură pe care nu puteați o mascați, indiferent ce jucați. Și ați jucat multe scenete cu umor fin, cu șopârle din alea strecurate de, ca să treacă de cenzura comunistă. Aveți chipul ăla impenetrabil. Da. Și din când în când te gândeai că poate pe undeva gâlgâiți de râs pe dinăuntru, dar nu se simțea deloc pe față. Mie îmi place să râd de acum. Sigur că atunci la materialele de care le aveam și mi se ofereau, foarte multe din ele le-am refuzat. Cred că mai mult am refuzat decât am jucat. Dar se putea refuza atunci? Erați în postura de a refuza? Eu am refuzat și cetățeanul turmentat din scrisoarea pusă de Liviu Celi. Nu m-am regăsit în acel rol. Am știut că nu pot să-l fac. Și i-am spus sincer și am înțeles maestrul. În schimb, am făcut un dandanache când a lipsit forietele și era bolnav, care mi-a plăcut teribil de mult. Deci, iată că nu-mi place să fac ceva contra cœur sau care nu cred. Pentru că dacă un actor nu crede în ce face, se simte lucrul ăsta și nu... Citeam undeva o declarație pe care nu cred că am mai regăsit-o la multă lume, în care spuneați că nu v-a plăcut să jucați film în condițiile deloc. În care orice actor vrea să apară, da, să rămână... Da, da, da. Eu admir pe actori. Eu nu... Ca să mă duc la o filmare și nu știu în ce sat, pe undeva la 500-400 de kilometri de București și să aflu că nu există motorină pentru generatoare pe asta și trebuie să stăm o zi și jumătate, după aia aflăm că plouă și că iară nu mai putem și să dormim pe niște patru pe la un liceu industrial. Pentru că eu sunt un om organizat. Dacă mie se spune trebuie filmăm peste o zi și după aia se face o săptămână, eu am plecat, nu stau. Nu-mi place. Înseamnă că e ceva neserios.
și îmi pierd interesul să scurge de mine. De asta am o admirație pentru actorii. Știu că odată la Mihai Viteazu am zapele, a fost uitat pe câmp, au plecat cu mașinile. Glumiți? Nu glumesc, așa mi s-a spus. Și l-au uitat pe câmp, noaptea cum erau, și pe la jumătatea drumului a zis ceva, dar unde e Amza? Aoleu, zice, el stătea pe drum, pe vărăia aștept, bă, nu ia că o să vină după el până la urmă. Bine, pentru cine nu știe că publicul e din diverse generații, trebuie să spunem că Amza Pelea în Mihai Viteazu avea rolul principal. Da, adică da. Nu era ca și cum uita la ultimul coleg care întindea cablurile, adică uitai vedeta filmului. Da. Am făcut câteva filme, mai mult așa pentru că eram prieten cu regizorul și m-a rugat, haide să joci, cum era Vitanidis. Era o scenetă pe care o jucați, nu știu dacă vă mai amintiți, cu Ștefan Mihăilescu Brăila, în care vă dădeați Edison, da? Thomas Alva Edison. Da. Și se numește sceneta Un om ciudat. Da. Uite așa, începeți, dacă nu spunem mai multe despre dumneavoastră, pare că cine știe ce ciudat sunteți. Nu vă place la film, sunteți cu tabieturi, nu vreți să stați, așteptați să vină momentul potrivit, dar aș spune că, de fapt, viața aia de actor înseamnă de toate. Înseamnă de toate. M-am mai gândit, cum să vă spun eu, da, m-am gândit la un aparat care să proiecteze imagini. Știți, așa, ca la teatru. Imagini. Adică, ce imagini? Cum ce imagini? Așa cum am spus înainte, ca la teatru, știți? Adică stă lumea pe scaune, se uită, prin fața lor trec o serie întreagă de întâmplări, de povestiri, adică se mai uită lumea. Să se distreze, nu? Mie mi-a plăcut foarte mult, în afară de scenă, de teatru, televiziunea și radio, teatru radiofonic. Astea două le-am iubit. Și, de fapt, aici se și vede munca actorului în televiziune și la radio, care nu poți să trișezi. La film se știe că se poate trișa, de aceea la film poți să joace și amatori. Deși majoritatea filmelor românești înainte de Revoluție sunt făcute cu mari actori ai teatrului românesc. Nu o să găsesc niciun amator acolo, decât probabil în roluri episodice, de figurație. Restul, mari actori sunt prezenți acolo. La umbra lor am crescut și eu, și la televiziune, și la radio, și la teatru. Să zicem că suntem la dumneavoastră acasă, la locuința de vacanță, cum ar fi, de vară, în care evadați din București. Suntem în Prahova, la Cornu, și ce se vede în spate sunt dealurile astea care... Da, superbe. Da. E Breaza în spate. E Breaza, da, care cred că vă încarcă la fel cum vă descarcă Bucureștiul. Prima oară am fost la Breaza cu băiatul meu, cu Mihai, când avea 2 ani. Pentru că se spunea că Breaza are aer curat și aici este, că suntem vecini. Și atunci am văzut prima oară Breaza și știu că era echipa Universitatea Craiova, cu Balaci, cu marea echipă de aur a Universității Craiova, care veneau aici să se odihnească și ei. Și mergeam pe la ei în vizită, a fost o mare bucurie. Asta era prima amintire a mea cu Breaza. Apropo de munte și de aer, de fapt ați început să jucați teatru la Piatra Neamț, unde aerul cred că chiar era unul pe care nu îl respirați la Dunăre, aproape de Dunăre, unde v-ați născut, la Turnu Severin. Cum era viața acolo în teatrul ăla în care ajungeați aproape toți mari actori? Era prima oprire. Ne știam din facultate. Unii au terminat cu un an înaintea mea sau cu 2 ani, dar ne știam din facultate. Și eram prieteni în continuare, era o continuare. Mulți dintre noi am fost căminiști. Și în București. În București, da, aveam cămin. Și am dormit, unde a fost cinematograful Volga, acum se dărâmă clădirea, la intersecția Dorobanțului cu Ștefan cel Mare, pe colț acolo. Și dormeam acolo 15 oameni într-o cameră. Era, deci cum să nu ne cunoaștem? Ne cunoșteau foarte bine toți. Și se dusese vestea că e bine la Piatra Neamț, da? De asta... N-am vrut inițial să merg la Piatra Neamț, directorul de atunci vrea să mă cheme la Craiova, mai aveam o invitație la Cluj și mi-a plăcut Piatra până la urmă pentru că colegii mei, toți, pe care îi știam, mi-au zis, vină acolo, hai să nu o să-ți pară rău, suntem împreună, e un teatru tânăr,
Și asta m-a determinat să merg, cum m-a determinat să merg la teatru de comedie. Numai ce se înființease teatru de comedie, în care director era maestru Berigan, se puneau piese interesante, frumos. Și, de fapt, nu vroiam să mă duc să dau concurs la Bulandra. Pentru că mi se părea un teatru prea greoi, masiv. Era și profesoara mea, Beate Fredanov, actriță la teatru, zic, am profesoara și aici o să fie pe capul meu și mare actor, mă strivesc. El e de vină, că din întunecime nu pot ieși lumină. El înămolește drumul ce duce la Parnas, încât de culme înaltă, departe am rămas. Așa e. Zoil, rar gen, sublim, fără pereche, nu află ascultare o singură ureche. Când el oriunde se duce, de tot se ascultat și în laude pompoase la cerul înălțat. Domnul Ogășanu, dar eu cum v-am spus de Teatrul Tineretului de la Piatra Neamț, prima amintire a dumneavoastră, întrebarea către mine care a fost, dacă mă alătur mai e muzeul. Noi aveam o veche, era un oraș mic, mă rog, eram prieteni acolo, de exemplu, la spectacolele noastre, primii care veneau erau doctorii de la spitale și ei erau primi spectatori și tot ei ne invitau pentru că aveau bani, noi eram amărâți, aveam 900 de lei salariu, mic de tot. Și ne invitau la restaurant și plăteau pentru noi și ne ofereau mese, la fel de directorul de atunci de la muzeul din Piatra Neamț, prieten cu noi și seara ne invita la el la muzeu. Și mergeam astă seară, zice, mergem în Neolitic. Era un muzeu după de istorie, aceea, da, în Paleolitic și așa mai departe. Și acolo era un patefon din ăsta cu plăci și ascultam o fază întreagă de Beethoven. Erau lumile stinse și ascultam. Și în după timpul care, în timpul ăsta ascultam, era foarte interesant muzeul ăla, așa cum toată lumea era atentă, chiar și bustul lui Ștefan cel Mare asculta toată povestea asta, după care se aprindeau lumile și începeau un pahar de vin, o vorbă, glume, bancul, până la 5 dimineața. De unde și filmul Noapte la muzeu. Cam așa era. Era singura noastră bucurie, pentru că eram tineri, așa aveam 20 de ani. Așa. Râdeați mult? Cum să nu râdeam? Adică erați genul care spunea bancuri când vă adunați cu toată lumea? Da, numai că se spuneau bancuri pe șoptitele, alea mai dure, nu prea se spuneau cu voce tare și râdeam în noi, așa, știi, ca la nunta mută la lui Horatiu. Da. Era foarte interesant, foarte frumos. Am făcut niște spectacole foarte interesante, să amintesc numai Nu sunt turnul Eiffel, la lui Catrinelu Proiu, în regie lui Ion Cojar, cu care am și luat un premiu, vreau acolo, să vă spun. Acolo l-ați montat la Piatra Neamț de Ion Cojar. Și am luat un premiu de interpretare și banii mi s-au dat la Casa Scânteii, pe atunci era Ministerul Culturii acolo. Și mi-au dat 4.000 de lei premiu. Atât de frică mi-a fost că i-am luat, că o să mi-i fure. I-am băgat pe aici adânc de tot așa și ținea și m-am urcat în autobuzul 35, așa era atunci, și mi s-a părut că tot autobuzul mă pândește să-mi ia bani. A fost ceva și când am ajuns acasă, i-am luat și când am aruncat așa, toată cămăruța aia s-a umplut de sute de lei așa pe cap. Eram bucuros și m-am zis, de aici iau mami cizme, îi pun deoparte, de aici sorii mele, așa, la toată lumea. Și mie mi-am luat costum de stofă de costum de haine cu culoarea oului de rasă, spuneam ăștia, foarte interesant. Nu orice. Nu, adică nu se mai găsește. Și asta a fost prima mea. Și acest spectacol prin el am fost invitat să dau concurs la Teatrul Bulandra, unde în același timp dădeau concurs și Toma Caragiu și Gina Patrichi și Ion Caramitru și Mariela Petrescu. Și m-am trezit, zic, ce caut aici? N-are rost să mai... M-am dus cu un fragment din Steaua fără nume. Miroiul. Făcuse Miroiul la Piatra Neamț. Și când s-a terminat scena, eram cu Cătălina Pitilie, am făcut împreună scena cu fereastra, cu Mona, cu așa. Când s-a terminat, s-a aprins lumina, Ciulei plângea.
Și așa am intrat. E frumos. Da, e frumos ce spuneți. Și până 50 și ceva de ani, n-am deci mai plecat de pe scândură. De la Zdreanță, când vi s-au tăiat dumneavoastră picioarele, după câțiva ani, că nu trecuse foarte mult, l-ați făcut pe Liviu Ciulei să plângă. Comedianții din comedie au coroane de tinichianu de aur. Niște măscăriți văxuiți. Nu e bun, vorbi așa. Să știi că ei sunt oglinda vremii. În comedii sunt împărați, sunt cavaleri, sunt oșteni, coțcari, doamne. Dar după ce s-a sfârșit comedia, își leapă de toți veșmintele și devin toți comedianți deopotrivă. Domnul Gășanu, eu nu vreau să fie foarte serioasă discuția asta, că nu cred că seamănă cu dumneavoastră. Da, și de asta vreau să vă întorc puțin la ce fel de actor sunteți. Cu o butadă pe care nu știu dacă o știți, dar ea circulă. S-a întâlnit la un moment dat Dustin Hoffman cu Robert De Niro, așa se povestește. Și îl întreabă, de ce arăți în halul ăsta? Ești ca un vagabond. Și De Niro îi spune, mă pregătesc pentru un rol. La care Dustin Hoffman îi răspunde, firesc cumva și pe potrivit cu el însuși, de ce nu încerci să fii doar actor, să-l joci? De ce trebuie să devii personajul? Eu nu-mi dau seama, dumneavoastră erați din echipa lui Dustin Hoffman sau a lui Robert De Niro. Cum construiați? Eu n-am fost în niciuna din echipe. Eu am fost în echipa mea. Și vreau să vă spun că a intra într-un rol e o aventură atât de superbă. E, în primul rând, că noi am învățat din facultate să ne uităm la oameni. Eu și acum mă uit la dumneavoastră, nu știți, dar mă uit, pentru că nu știu când am nevoie. Chiar și de operator, de tot. Și a devenit un defect profesional. Să vă uitați la oamenii, la colegii de pe scenă sau la public? Nu, și în parc, peste tot. Pentru că nu știi... A, să te uiți. De unde ai nevoie, de unde te încarci. Acolo e un material, e gratis materialul. Să mergi în tramvai, să te uiți. Într-un tramvai citești o viață de om, toți. Îi citești imediat care au necazuri, care sunt fericiți, care trișează, care merg fără bilet. Imediat, sau la frizer. Toți au bărbați, au halate, au, sunt cu... Te uiți în cuier și vezi cine sunt. După haine. Îi citești și așa mai departe. Și dumneavoastră cine sunteți? Nu sunt ăla din cuier. Nu sunteți ăla din dar, cuier. Dar sunt un om care îmi place să mă uit la oameni. De la ei mă încarc. Cum în profesia noastră trebuie să îl privești pe om în față. Ștefan Ciobotăreașu spunea, uite-te în ochii mei, nu la pantofi, că n-ai ce să vezi acolo. Și așa e, așa te încarci. Și dacă ai parteneri și actori superbi, minunați, vai, ce noroc! Și eu sunt un om care am avut noroc, că m-am bucurat să fiu alături de mari actori ai scenei românești. Cred că erați destul de prieten cu Marin Moraru. Dacă știu bine, mergeați împreună la pescuit. Oh, cum să nu? Și cu Moraru am fost și în Germania, ne-am luat mașini. El și-a luat un Volkswagen și eu mi-am luat un Opel. Și am mers la Tinichigiu, că erau ruginite, erau amărâte, că n-am avut bani mulți să cumpărăm mașini second hand. Și, bine, asta se întâmpla în anii... 60-70 când? În 68. 67, 68 aici. Presupun că banii erau aia din diurnă, că jucați, aveați spectacole. Păi noi jucăm, dar noi am făcut economia. Adică întâi am fost în Italia, apoi am fost în Germania. Și cu banii din... aveam vreo $18, ceva așa. Și atunci ne-am propus să nu cheltuim niciun ban pe mâncare. Și atunci ne-am luat de la București conserve, nici pâine n-am cumpărat, am luat pâine prăjită, am pus-o niște săculeți așa, că dădeai în stomac, săreau numai cutii de conserve, de hamă, de clar. Și așa am reușit să strângem niște 400-500 de mărci, cum erau atunci, și am putut să ne luăm aceste mașini. Și cum le-ați adus în România? Cu trenul, că eu nu știam să conduc și am dat 2000 de lei trenul. A venit bine, doar oglinzele laterale le-au luat cineva, au fi avut nevoie. Și erau piese pentru mașinile astea în România? N-au fost și piese era nebunie. Știu, am învățat mecanică, știu ce înseamnă pasetub, știu ce, de toate garniturile, de la frână, de la cilindri de frână, tot ce este un delco și așa mai departe.
Și am rămas în pană pentru că el avea dinam acest Opel, nu era alternator, era dinam, care încărca numai imers, stând nu încărca, mergea pe baterie, așa era făcut. Și mi s-a stricat disjunctor conjunctorul care trebuia să-mi facă această încărcătură. Și mi-a spus să ia la Constanța. Mi-a spus, până am ajuns la Constanța, în fața mea era un semn care eu nu-l văzusem niciodată. Era fotografiat, interzis, la 2 mai. Și uitându-mă la ala, în fața mea era o șaretă. N-am văzut-o decât în ultima secundă și am atins-o cu aripa. Șareta, având o tablă din aia groasă, n-a pățit nimic, nici calul, nici șareta. Dar mie mi-a tăiat aripa. Și am ajuns la gazda noastră, la 2 mai, și îi spun... Uite ce am pățit și acum trebuie să merg la un tinichigiu, să vedem unde o fi pe aici. Poliția o să mă ia, o să mă... Tinichigiu, auto, da. Gigule! Era unul la restaurantul Dorobanțu care repara acoperiș. Ăsta zice, e mecanic, e tinichigiu. Ia vino încoace, ia-te aici. În 2 ore mi-a făcut-o. Că aveam și vopsea, mi-a dat, mi-a făcut, așa am și vândut-o, toată chestia aia. Și mă duc cu tata cu acest opă, la Turnul Severin și la Olt mi se rupe arcul, erau oberlag, erau cum erau înainte la trăsuri făcute. Exact pe podul ăla peste Olt. Ce mă fac? Scurtez povestea. Și la un moment dat, tata m-a întrebat ce facem, zic, ai răbdare, să vedem, poate ne remorchează ce, nu? Și mergând așa, văd după dealul ăla, jos, o căsuță din chirpici, scria fierărie. Erau niște romi care făceau potcoape acolo. Mi-au luat arcul, mi l-a dat, l-a bătut la cal, l-a făcut, mi l-a pus la loc, gata. Deci trebuie să ai și noroc. Asta, așa am învățat mecanică cu această mașină. Și marimorarul la fel. Când am zis eu că ești deștept, mai întâi a zâmbit așa, adică prost ești mie. Și pe urmă zice, o fi deștept, nu zic, dar e cam zevzec. Marina a fost... un om minunat și am fost prieten și locuiam chiar la un moment dat într-o garsonieră pe Naum Râmnicianu. Marina avea un bloc în spate și cu Danuțu. Și seara ne întâlneam și vorbeam și discutam, era o plăcere cu el. Și la pescuit mergeam și la un moment dat zice, mergem cu mașina mea, zice Marin, la pescuit, mergem la Butiman, nu știu. Și zice, la ora 3 și jumătate, vin cu mașina, ne luăm, plecăm, Aurel Cioranu, Dan Damian, mai mulți era. Și seara mă sună de la radio că nu s-a imprimat bine ceva și să merg dimineața la 8 să le facem, că la ora nu știu care se dădea pe post și trebuia... Nu... Păi zâmbați de norocit, uite așa, bă, trebuie neapărat. Dau telefon, bă, mergeți voi, o să vin eu cu mașina mea, asta e, uite ce s-a întâmplat. Și înapoi m-am dus cam repede, să ajung și eu. Era 9:30, 10, fără ceva. Și mă prinde la... Târziu pentru pește la ora 10. Târziu, dar eu atât am terminat că a trebuit să repar. Și mă prinde radarul, era așa o chestie vechi pe vremuri, ceva pe un trepied, așa. Și mă trimite la un borcan, cum îi spuneam noi acolo, unde mai era un tip care îi luase și lui carne. Și scriind așa, mă întreabă tip, unde vă grăbiți așa, tovarășe conducător? Și îi spun, la pescuit. Să zic, la pescuit? La ora 10 la pescuit, când eu ieri de la Belciugate le-am luat un porbăgan de mașini, plecați imediat! M-am dus pe lac. Ăștia, ce faci, domnule? Nu prinsese nimeni nimic, nimic. Așa și Albulescu a fost. Și Mani se bucura, nu a prins nimeni nimic. Și zic, hai să mergem. Să plecăm acasă, că n-ar vine soarele pe noi, hai. M-am dus la hală, la obor, și am luat niște păstră, nu știu ce avea pe acolo, și ne-a dat.
Și zic, uite, Vali, am venit acasă, uite, asta. A, nu l-ați prins voi pe ăsta, hai, lăsați-mă în pace. Vali, doamna Valeria Ogășanu, soția dumneavoastră, înțeleg că ați făcut nunta chiar în apartament. N-ați dus-o undeva să se simtă și ea regina balului? Păi restaurantele se închideau la 10, unde să te duci că îți stinge lumina, plus că nici nu aveam așa foarte mulți bani, eram la început. Noi la început am avut o garsonieră, nici perdele n-aveam, aveam afișe de la teatru. Cu Azilul de noapte, piese grele, frumoase și era tot... toate ferestrele, garsoniera unde stăteam. Și nici mobilă, dar ne mutasem. Aveam un apartament de 3 camere. Doamna, superbă, ce să zic, cred că n-ați uitat niciodată când ați văzut-o prima dată. La teatru am văzut. Mm-hmm. Ea spune că stătea în Cismigiu, avea o casă pe lângă Cismigiu, pe acolo, și era elevă la liceul Lazar. Deci ea bucureșteancă. Și măi, eu... Tu ai fi trecut pe acolo, dar eu la copii nu mă uitam. La elevile. Da, nu e mare diferența de vârstă între dumneavoastră și domnul. Așa. Nu, așa glumeam cu... Că a zis că nu știu să glumesc eu. Și la un moment dat să facem nunta acolo, dar n-aveam scaune, n-aveam mese, totul însă frumos, văruit, făcusem baia cu o faianță, așa maronie, foarte frumoasă, aragaz. Dar am avut un kelner de la Atene Palace. E, deci balul s-a ținut. A venit omul tot acolo. Și aici scaune erau de la vecini, de la etajul 3, de la etajul 5, mese, farfurii, de toate amestecăturile. Dar omul era, venea, impunea respect, apărea. Zic că... Nuntă de actori? Colegii au fost prezenți? Nu, mai actori, totul era. Mari Moraru care zice, băi, eu la tine, la baie, se vede că tu ai făcut baia pentru tine. Eu nu mă văd decât capul, îmi văd în oglindă. Uneori ca tu așa sus. Ce înălțime aveți? Aveam un 81 atunci, cred că acum am mai scăzut. Ce părere aveți noastră despre infidelitatea femeii? Domnul Celestin, asta îmi puneți întrebări la care nu prea s-a răspuns încă. Vă rog să mă iertați, vă înșelați, să știți că despre dragoste s-au scris mii de tratate, de... cărți. Asta e și problema. Da. Pot să vă pun și eu totuși o întrebare? Vă rog. Dumneavoastră ați fost îndrăgostit vreodată? Adică ați practicat? Acum turnee nu se mai fac sau se fac așa sporadic. Noi aveam turnee de câte o lună, două, și cu vagonul de dormit, și cu trenul, și cu autobuze. Eram o familie. Seara stăteam împreună la hotel, mâncam acolo, pentru că la restaurante era închis după ora 10. Și la fel și în turneile în străinătate. Mi-aduc aminte că vreau toți să ne luăm mașini, să mai trebuie să strângem bani. Și bibanul Dem Rădulescu, el zice, măi, eu vreau să-mi iau să găsesc un cimitir de mașini, că eu am Fordul ăsta, taun, și am probleme, mi-a zis mecanicii de arbore, cotii, de nu știu ce cu tare, și să găsim pe un cimitir. Păi dacă mergem în Germania, trebuie să găsim acolo un cimitir plin, erau plini de... Și și-a luat tot ce trebuia să ia și a făcut o valiză imensă. Cred că avea vreo 140 de kg valiza aia. Cu albă cotiți, cu cap, cu motoare, cu ce mai era. De-abia că erau mașiniștii care îi duceau ăsta, valiza aia mare. Să urce în tren. Și în fine, facem turneu, plecăm, eram cu trenul atunci. Și ajungem în țară și la Nădlac acolo. Vamii și când ne-au văzut, ne știau, bănică, toți, a, ce faceți, cum a fost, ce turneu, a fost bine, ați avut succes, bravo, cu tare, a, lăsa, vorbea cu noi, spunea ștabila, dar dați-ne autograf, foarte, și luăm, dă Mari Moraru, zice, auzi, prostelor, ceva. Cu noi este și, e în compartiment acolo, că e frică de ceva. Și-au luat niște tinichele auto, niște piese și că are mașină și e frică să nu-i puneți vamă la chestia. Cum să punem noi? Bipanul e aici, dar e cu dumneavoastră. Dar unde e? Stai, zice, nu te duci. El ce făcea? Se făcea că doarme, stătea ascuns. El era în compartiment și își pusese haina pe cap, așa și că dormea. Te rugăm frumos, după ce îi cerpa așa portul ca să îi pui viz.
treabă ce are acolo sus în valiza aia de deasupra capului? Dom'le, cum să fac eu așa, tovarășe, cum să fac eu așa, tovarășe? Nu pot să fac acum, maestru. Hai, dom'le, te rugăm, văd că ești un om care știe să glumi și el. Ia tot întreabă și ăsta să intre în joc. Să trăiți pașapoartele la control și da. Maestru, ce bucurie să vă vedem, dă rog frumos, dați-ne și un autograf. Cum a fost? A fost bine, a fost exact. Sunteți obosit, puțin obosit. A fost și greu și drumul și ce aveți acolo sus? Poftim? Sus acolo, ce aveți? Acolo sus, da. Și se ridică, deci 140 de kilograme, sigur, 40 mai mult. Și ia cu două degete de mânerul valiză, o dă jos și spune... Demna Dulescu ia valiza cu două degete? A luat-o cu două degete de sus și a zis în față, pijamale. Că după aia o lună a suferit de tendoanele, tot i s-au întins. Dar el făcuse box. El făcuse box, adevărat, la 140 de kilometri, să nu-i dai greutate, pijamale, așa că ar fi fluturi. La care pe ăsta l-a apucat râsul, că știa despre ce e vorba. Lăsați-o jos. Stați liniștit. Cum ziceam, nu vă place să vedeți deloc. Ce mă puneți în situație? Omul o să-și rumâna, cred că. E, s-a făcut târziu, gata. Miluit! Aiure. Ăștia sunt artiștii de la Teatrul din Colț. Până o ieși iar moda cu versurile, fac și foame. Să mai crezi în proverbe. Ai carte, ai parte. Vax albina, crema puca. Prost să fii, dolar să ai. Gata. Hai că am vorbit destul. Vă plăcea tare să profitați de faptul că lumea vă recunoștea, cred că vă oprea pe stradă. Cum erați câțiva care apăreați la televizor și spuneați glumele care îi făceau pe oameni să se relaxeze. Ne iubeau oamenii și acum ne iubesc, dar atunci era generația noastră. De exemplu, m-am întâlnit de câteva ori la Obor cu doamne în vârstă și care spuneau: domnul Ogășanu, v-am văzut în Leon și Lena. Și așa îmi dau seama cât de bătrân sunt, știi? Teatru e o profesie minune și mare bucurie am avut și am în continuare. Nu prea arătați cei aproape 82 de ani pe care urmează să-i împliniți. Păi, ți-o zic, da. Pentru că vă văd cum sunteți. Adică nu-mi dau seama, nu scârție chiar nimic. Nu, pentru că... În momentul în care mă simt bine și pot să merg și pot să discut cu oameni, să, mai ales că aici, în zona asta, la Cornu, sunt niște locuri foarte frumoase și merg să le văd, mă simt mai liber, nu mai am grija spectacolului, aoleu, ce oră e, începe spectacolul, repetiții, fugi, întoarce-te, radio, televiziune, filmări, nebunie care am trăit-o noi într-un stres continuu. Dintr-o dată am timp să văd lucrurile pe liniște și să mă uit altfel și la pomi și la oameni, pentru că nu mai am această grijă a stresului de a fi în formă. Aole, mă doare gâtul, ce fac diseară. Cum spunea doamna Beate Fredanov, profesoara mea, dacă sunteți bolnavi, țineți minte și aveți vreo 38 de grade, nu stați acasă, mergeți la teatru. Lăsați temperatura la portar, jucați ca și cum n-ați avea nimic, vă întoarceți, o luați și vă duceți cu ea acasă și vă tratați. Pentru că publicul nu trebuie să simtă că tu ești bolnav. Da, domnilor, da, e dreptul meu legitim de a aduce pe scenă golan, pungaș și senior de seamă. Oare fabula nu are morală dacă leu e sălbatic, lupul crud și vulpea e vicleană? Bă, dar chiar ce bine am eu? Ce bine am eu dacă mari seniori sunt așa cum sunt? Dar puteați să renunțați, nu era obligatoriu să mergeți să jucați și totuși ați păstrat câteva spectacole. Spectacole nu se suspendau la noi, la Bulandra. Cel puțin pe timpul doamnei Bulandra intra altcineva în loc cu textul mână. Se cereau scuze publicului din cauza unei îmbolnăviri.
actorul cu tare să țină locul, dar cu textul în mână. Nu, și eu mă refeream, îmi place că mi-ați spus asta, dar eu mă refeream la faptul că acum ați fi putut ușor să închideți ușa și poarta și să vă retrageți complet aici, în proximitatea munților și uitându-vă la copaci să vă rupeți. Nu sunt omul să mă rup așa. Nu, îmi place să mai țin legătura cu... să mai văd ce se întâmplă în teatru, să stau de vorbă cu oamenii. De exemplu, mi-a făcut o mare plăcere acum când am reluat scrisoarea la Teatrul Național, m-am reîntâlnit cu o serie întreagă de actori care nu-i mai văzusem, că pe timpul pandemiei nu s-a jucat, și mi-a făcut o mare plăcere. Am auzit noutăți, m-am întâlnit, divorțuri, prietenii și așa mai departe. Uite, zic, stăteam și nu știam așa lucru aici. Și mă încarc cu aceste lucruri, vin cu ele aici, le mai zisem, mai citesc, mai aud, mai văd ce se mai întâmplă Național cu nebunia care a fost. Da, ați fost consumator de, nu știu, de informații din astea publice, adică v-a plăcut să știți ce se întâmplă cu... Nu. Nu. Nu mi-a plăcut nici când mă opreau pe stradă să-mi spun, uite-l pe cutare. Nu mi-a plăcut asta. Pentru că n-ai libertate. Nu poți să te scarpi în ureche că te vede. Bine, aveați și un chip care era ușor de recunoscut. Nu prea puteați. Cred că niciodată nu vă machiau destul încât să nu fiți recunoscut. Acum mă simt bine. Acum mă simt bine. Acum sunteți oarecum diferit. Mă, n-am treabă. Merg frumos. Mai am câte cineva câte... Mi-a zis odată o doamnă. L-aud pe domnul Ogășanu, eram la casa de să plătesc, că vă știu de la teatru radiofonic și m-a recunoscut după voce. Da. Domnul Ogășanu, care e primul spectacol la care ați fost, mai țineți minte? Dumneavoastră, copil. Am fost la un spectacol, uite, nu mai știu, dar în orice caz un spectacol care a venit cu teatru din Reșița. Prin ani eram, aveam vreo 15 ani. La Turnul Severin nu veneau teatre decât rar. Venea Craiova și Reșița, că erau mai aproape și veneau în turnee. Ce mai venea? Venea Estrada, venea Teatrul Tănase, veneau Orchestra Optimiștii, știți cine erau? Nu. Orchestra Orbilor, se urmea Optimiștii. Cântau extraordinar, i-a ducea cineva, îi punea în fața microfonului și cânta. Și la Teatrul Tănase a venit o orchestră cu celebrul Sergiu Malagamba, care bătea la tobe. Era și o modă, Malagamba. Exact. Da. Și bătea extraordinar la tobe. Era ceva de vis. Și au dat două spectacole, matineu, seara. Numai acolo m-am uitat. Și am început să bat și eu la tobe. Și am bătut la tobe, ba chiar ajunsese toboșar la anunți. Și mă duceam la anunț cu colegii mei, aveam până la acordeon. Mai era unul la vioară și eu la tobe. Și ne duceam la anunț și mai câștiga câte un ban. La școală am cântat acolo și s-a văruit școala cu banii de la care veneau părinții să ne vadă. Acolo, în Turnul Severin? Da. Dar tata cred că a prins războiul. Tata a fost în război. Tata a fost în război și a venit când s-au întors armele, când au început să se retragă. Tata a fost, am o poză, am găsit-o acum, de la Zaporojie și am văzut acum la centrala aia ce scandal, ce bubuieli sunt la Zaporojie. Și tata e acolo îmbrăcat militar cu niște colegi de Ucraina. Odessa. Și când s-a întors, a fost rănit. Și când s-a întors, eram la țară cu mama, că n-am stat în Severin, că era bombardat orașul și... Și am auzit-o pe mama, Tilică, nu spune nimeni numele. Eu mă jucam cu niște pui de găină în bucătărie. Erau niște pui care numai ce ieșiseră din găoace, erau micuți așa. Și mama zice, Gigi, îmi spune în tinerețe așa, Gigi, da. A venit tata. Eu pe tata nu știam. Tata a plecat în 40 când m-am născut eu. Și am ieșit afară, am văzut un om într-o mantă militară și cu mustață. Și am sărit de gâtul lui. Și ăla a fost tata, dacă mama a zis tata. Tata a fost. Tata fusese avocat. Tata a fost avocat, după când s-au zăpăcit trebuie după 23 august, au zis că a închis comuniști și... N-au mai avut dreptul de avocatură, nici la barou. A stat vreo 2 ani pe tușe, până și-a găsit un post la o fabrică de bere, jurisconsult. Și așa a și ieșit la pensie.
Ați fost vreodată obligat să recitați, să spuneți textele nu, pentru niciodată. Ceaușescu? Nu. De ce? Pentru că eram prea vesel. Dar știți că am fost invitat la cu teatrul, da, să fim la sala polivalentă. Era 30 decembrie și vorbea tovarășul. Și ne-a spus de la teatru să mergem să fim rezerve. Și să mergem la nu știu ce, la IOR, nu știu unde. Și eu i-am spus lui ăsta, zic, mă, unde trebuie să ne vedem noi la asta? La sectorul C. Bun. Și în loc să iau pe margine să mă duc la sectorul C, am luat-o pe unde trebuia să intre tovarășul. Pe partea principală. Nu mi-a zis nimeni nimic. Și am intrat și am mers. Și mi-am dat seama după 200 de metri că au început să uite la mine. Ăia cu ochelbași. Nu mă cunoșteau. Să uitau. N-au zis nimic. Mers înainte. Zic, trebuie să văd eu unii sala polivalente. Dacă mă întorc, mă arestează dacă acum. Merg înainte. Mergeam. Iară să uitau la mine. Nu, dar nimic. Înainte. Măi, nu vedeam sala polivalentă. Zice, unde e mamă? Și am dat, erau niște scări așa. O iau pe niște scări, pe un mal așa, ajung sus și sus se prezintă un ofițer cu cască de nea militară, au trăit, mi-a dat raportul. Și, fiind actor, mi-am dat seama că e nasoală și a zis, trebuie să joc. E tot în ordine? Pentru că abordăm, bine, continuați până mă întorc înapoi. Și de sus am văzut unde era sala polivalentă și am... Vai, m-a trecut transpirație și, într-adevăr, ne-au băgat în sală după ecran. În față era un ecran pe care se proiectau realizările. Așa. Și după ecran erau, cum era sala polivalentă, să mai vedeau niște scaune stânga-dreapta. Și atunci ne-a băgat, iar eu am nimerit că am umplut tot, chiar dacă nu ne vedeam. Și am stat după ecranul ăla, două ore, aplaudam. Era un congres de partid, da? Era un congres, da. Ia mai zi în continuare poezia din cartea aia. Ia mai zi, cum ai sunat? La mulți ani cu sănătate, să ne crește în libertate, mult iubit conducător, astăzi cu întregul popor. Stop, gata! Șt! Facem altă. Uite-o pe asta. Gata. Scrie așa. Ești pregătit? Noi partide cresc sub soare, cu platforme întăritoare. Întăritoare, ai scris? Ai scris întăritoare? Da. Ca florile pe câmpii, hai să ne votăm copii. Dar știu că ați trecut prin pandemie destul de complicat. Ați luat virusul ăsta. N-am crezut că o să fiu atât de rău. Stăteam așa într-o rezervă, eram izolat. Și mă uitam așa, era ușa deschisă și vedeam din când în când cum treceau niște cărucioare din astea cu saci din aia în care se puneau oamenii care decedau. Și mai întrebam așa, zic, cine 40 de ani a avut? Puh, zic, ce situație și e și asta o chestie să treacă. Și norocul meu că, într-adevăr, am făcut bine. Am mai avut niște probleme, cum sunt la toate spitalele noastre nosocomiale, că ai probleme în afară de problema care mai e și alte probleme. Am mai stat încă 10 zile să rezolv și celelalte. Deci ați trecut greu de tot. Da. Și, pe urmă, partea cea mai grea a fost după aia. Nu puteam să respir tot ce se întâmplă după virusul ăsta. Și nu puteam să merg. Zic, Doamne, așa o să rămân. Culmea că mă chemau la spectacole. Nu, când veniți, când că să mai jucăm, uite, cu tare de teatru. Încă nu se suspenda să le complex. Și nu cred că mai vine. N-am crezut. În momentele alea v-ați pierdut umorul? Adică râdeați la fel ca acum? Ce se întâmplă? În profesia noastră trebuie să ai și al treilea ochi. Trebuie să te controlezi, că nu poți să dai bași cuțitul în partenerul tău, trebuie să-l controlezi și să fii atent, să nu-l lovești. Și acela al treilea a funcționat și la mine.
Și așa, văzându-mă, zic, cred că e posibil să te faci bine până la urmă. Ai răbdare și, într-adevăr, cu răbdare am reușit. Domnul Ungășanu, atât a avut răbdare cu noi această emisiune. S-a împlinit, am rotunjit cumva dialogul ăsta și am sentimentul că nici nu l-am început. Adică mi se pare că n-am aflat mai nimic despre dumneavoastră. Că se putea mult mai ce mult. Ce bine! Mă bucur foarte mult că ați venit aici și vă mulțumesc foarte mult. Și a fost o mare plăcere și bucurie, mai ales pentru că e televiziune, care e în sufletul meu. Știți cum se numește emisiunea asta? Rețeaua de idoli. Au existat pentru dumneavoastră? I-ați înșirat pe undeva? Ați pus pe raft ceva idoli? Pentru mine, George Constantin rămâne un mare actor și un mare om. Lucian Pintilie, Liviu Celei, Clodi Bertola, Ileana Predescu. Sunt actori cu care oricând te poți mândri să fii într-un colectiv cu asemenea actori. Deci idolii dumneavoastră din zona asta, din același loc, din aceeași profesie, din același spațiu pe care l-ați împărțit atât de mult cu ei. Îmi spunea Alin Gheorghiu, am două portrete, nu le-am aici, le-am la București, îmi spunea, zice, și se potrivește foarte bine și în profesia noastră, zice, Virgile, când mă așez în fața șevaletului, ăla este cel mai greu moment pentru că te așezi în fața unei pânze albe. Ce faci? Cum începi? Ce vrei să spui? E o nebunie. Așa se întâmplă și în profesia noastră, cu rolul. E o pânză albă. Și așa și trebuie să fie. Să nu umbli la sertare, că să aduci tu aminte, a, acolo făceam așa. Nu, e zero. Sigur că lucrurile sunt descoperite, cum spunea Sorescu, de strămoși și sunt uitate în pod și dacă te duci le găsești. Dar plăcerea e mare să crezi că le-ai descoperit tu. Să te păcălești. Ah, ce superbe, ce bucurie mare. Iar când vine câteodată și Dumnezeu, atunci este minunat. Atunci ești stăpânul lumii. Atunci sala e oaia așa, faci cu ea ce vrei. Ca un ăsta cu păpușile. Așa de minunat este. Dar numai că vine rar. Dumnezeu vine dacă îmi vine, e o nemunie. Și am prins asemenea moment. Vă mulțumesc tare mult. Să rămână și eu. Virgil Ogășanu ne-a primit acasă pentru Rețeaua de Idoli sau la Rețeaua de Idoli. Mulțumesc. Să rămână, mulțumesc. Măicuță, primește-mă și pe mine în casă să mă împărtășesc din mila ta. Sunt un student sărac. Da? Da, umblu în fel de fel de țări. Chiar acum, 3 zile, m-am întors de la Paris. Vai, domnule dragă, da. Ce mi-au aud urechile? Te-ai întors tocmai din paradis. Ce? Nu l-ai văzut cumva acolo pe bărbatul meu? Acum un an a murit. Era un om foarte cuvios și foarte credincios. Și sunt încredințată că numai acolo putea ajunge. Da, da, e, ce să spun, pe acolo sunt foarte multe suflete. Mi-ai putea să spui cum era îmbrăcat ca să-mi dau seama dacă era pe acolo sau da, nu? Da, ba da, îți spun îndată.